Și cimitirul central din Chișinău, unde sunt înmormântate 10 de personalități, a fost vizitat astăzi de sute de oameni. Rude, prieteni, dar și admiratori au venit de Paștele Blajinilor la mormintele oamenilor de artă pentru a le cinsti memoria și a le aduce creștinească pomenire. La cavoul Doinei și Ion Alda Teodorovici a venit Eugenia Marin, mama Doinei, dar și o bună prietenă a celor doi artiști decedați. Și eu vă spun tuturor, nu pierdeți timpul. Folosiți-vă de fiecare clipă pe care v-a dăruit-o Dumnezeu. Pentru că bunica mea spunea că aici e raiul. Folosiți-vă de acest rai. Acolo când o să vă ia Dumnezeu, o să o folosiți. Dar cât sunteți aici, folosiți-vă de tot ce vă dăruiește Dumnezeu. Doina și Ion au știut să folosească din plin, au ținut mult la oameni. Este ziua când le spunem și lor, Hristos a înviat, atâta. Știu că au fost niște oameni unicali și foarte importanți pentru țara noastră. Foarte important. Și maestrul Nicolae Bodgros a venit astăzi la mormântul fostei sale soții, Lidia Bejenaru, pentru a-i cinsti memoria. Eu nu știu de ce, astăzi este o zi pe care o simt pe Liduța alături de mine. Și Lida a fost și va rămâne cea mai sfântă ființă pe pământ. S-au împlinit 12 ani de când ne-a părăsit și Maria Bieșu, prima dona operei naționale. Ea era cap familiei. Dar ea a plecat și m-a lăsat pe mine acum, eu scap familie, trecut mulți ani, amintirii este pe casă, la noi este tablă. Mult regretatul poet Simeon Ghimpu, înmormântat la cimitirul central, a lăsat pentru neamul românesc versurile sale. Acest loc, acest cimitir a devenit un muzeu în aer liber a personalităților noastre. Ori avem personalități atât de importante și oameni de la care ne-au lăsat niște moșteniri și de la care avem ce învăța și pe viitor. Cimitirul central a fost fondat în anul 1811. Este cel mai vechi cimitir din Chișinău și din anul 2010 se oferă locuri pentru înhumare doar persoanelor care au obținut distincții de stat. Aici este locul de odihnă a multor personalități marcante din istoria și cultura Republicii Moldova, printre care Alexei Mateievici, autorul poeziei Limba Noastră, Grigore Vieru, Nicolae Sulac, Ion Vatamanu, Leonid Alari sau Ion Ungureanu.